Salutare, George aici, București, Piața Unirii, 12 iunie 2020. Vara este deja aici și m-am gândit ca la această minunată zi de vineri să cerem păreri despre două parfumuri foarte interesante. Este vorba despre Acqua di Gio Profumo și Bad Boy de la Carolina Herrera. Unul dintre ele este parfumul meu favorit, Acqua di Gio Profumo, un parfum senzual și intens care se deschide cu tonuri marine și bergamotă. Celălalt parfum, Bad Boy de la Carolina Herrera, un parfum la fel de interesant care se deschide cu bergamotă, piper alb și piper negru. Un parfum oriental picant creat pentru o persoană rebelă, cu un design al sticlei interesant și, de ce nu zic eu, unic. Sunt foarte curios să aflu părerile publicului legate de aceste două parfumuri. Rămâneți cu mine! Bună, aș dori și eu o părere despre două parfumuri bărbătești, se poate? Sigur. Ok. Stai așa. Ok, o să vă dau să mirosiți... Țineți voi benzile. Așa. Să vă dau să mirosiți primul parfum, Acqua di Gio Profumo. Da. Și să spuneți părerea voastră sinceră despre el. Cum vi se pare? Dacă e sexy, dacă e ok? Miroase foarte bine. Da, e super. E chiar bărbătesc, nu e dulce, așa e. Da? Super, super, okay. Da. L-ai recomandat și iubitului meu. Super, super. Da, da, da. Miroase foarte bine. Super, da. Da? Ok. Două secunde, acum să mirosim și următorul parfum. Așa, să nu stup așa benzile. Bad Boy de la Carolina Herrera. E puțin mai fresh așa, nu? Da, să știi. Cred că da, e potrivit pentru vară, așa, ambele de fapt sunt potrivite primăvară-vară. Da, cred că îmi place mai mult primul, dar mai e ok primul. Oricum, da. Mie mai mult al doilea. Da? Am înțeles. Nu, primul îmi place mai mult, dar e ok. Am super. Înțeles. Da. Ok. Ce notă le-ați acorda ambelor parfumuri, de la 1 la 10? Primul i-aș da un 8 spre 9. 8 spre 9, nu? Iar al doilea un 9 spre 10. 19, okay. Wow. Al doilea Bad Boy de la Carolina Herrera, da, ăsta? Da, da, da. Wow. Wow. Nu, primul 10 și al doilea 8. Am înțeles. Ok. Da. Bine, mersi mult de tot. Mersi mult. Bună, nu te supăra, am și o întrebare la tine. Îmi poți oferi și mie... Am și o întrebare la tine. Îmi poți oferi o părere despre astea două parfumuri bărbătești? Dacă se poate? Ok. Da? Ok. Două secunde. Ține tu benzile astea de test. Așa. Primul parfum e Acqua di Gio Profumo. Ok. Apă de parfum. Spune-mi părerea ta despre el. Cum ți se pare? Sexy? Ok? Asta mi se pare un pic prea puternic. Am înțeles. Mai mult de club, așa să zic. Da, ți se pare de club ăsta? Da. Ok. Da. Am înțeles. Da, 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 uite, avem și... Ok, hai să-l testăm pe al doilea. Da. Bad Boy de la Carolina Herrera. Ăsta îmi place mai mult. Apă de toaletă, da? Îmi place mai mult. Ăsta e mai sexy. Se pare mai sexy ăsta? Da, ăsta e mai, wow, mai sexy. Wow, nu mă așteptam. Am înțeles. E... Da? Nu mai ok. Da. Ok. Dăm, poți să-mi dai o notă de la 1 la 10 pentru fiecare parfum în parte? Da, ăsta 10. Care? Bad Boy ăsta, ultimul, da? Da? Ok. Și ăsta 7.50. Wow, ok. Mersi mult de tot. Filmarea o să apară pe canalul meu de YouTube. Ok, da. Și okay. Cum se numește canalul? George's Fragrances. Da? O să-i dau pe telefon, da, da, da. Da, ok, okay, da, da? Da. Bine, ok, da. Mersi mult de tot. Mersi și eu, pa, pa.
dragilor, concluzia finală a emisiunii de astăzi. Lupta dintre Acqua di Gio Profumo și Bad Boy de la Carolina Herrera. Ați ascultat ce... Ați ascultat părerea fetelor. Bad Boy de la Carolina Herrera a câștigat detașat în fața lui Acqua di Gio Profumo. Așa că, băieți, puneți-vă banii la ciorap și cumpărați Bad Boy de la Carolina Herrera. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare. Parfum și iubire, weekend plăcut, pa!